And Colleen's still going to speak English. Deschideți cuvântul Domnului la Matei capitolul 5 cu versetul 7. Please open up your Bibles to Matthew chapter 5 verse 7. Matei 5 cu 7. Matthew 5 verse 7. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Amen. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Amen. Rămânem deci în tematica acestor seri de închinare. So we're going to stay with this theme that we've been going over for the last few weeks. Așa că astăzi vom vorbi despre a cincea fericire. So tonight we're going to speak about the fifth blessed are. Din serialul pe care Iisus Hristos l-a prezentat în predica de pe munte. From the series that Jesus presented from the Sermon on the Mount. Introductiv vreau să notați următoarele lucruri. As an introduction, please take note of the following things. Fericirile spuse de Iisus oferă precepte. The beatitudes which were taught by Jesus offer us precepts. Pentru un comportament sfânt. For a righteous behavior. Și de asemenea oferă prescripție. And also offers prescription. Pentru adevărata fericire. For true, for real happiness and joy. Spre deosebire de lume care spune că fericirea, as opposed to the world which tells us that happiness, stă în posesiuni, poziție și putere, lies in possessions, position and power. Iisus Hristos spune fericirea stă în altceva. Jesus tells us that happiness lies somewhere else. În seara aceasta ne spune că stă fericirea în har și milă. And tonight he tells us that happiness can be found in grace and mercy. Harul ia de la noi tot ce nu merităm. Grace takes from us everything that we don't deserve. Iar mila ia de la noi mizeria în care ne aflăm. And mercy takes away from us the filth that we find ourselves in. Prin urmare, har și milă lucrează împreună. So we see that grace and mercy work together. Apoi, pe de altă parte, fericirea este o condiție lăuntrică. After that, we also see that happiness, joy, blessedness is something that is internal. De exemplu, apostolul Pavel avea mai multă fericire în închisoarea din Roma. For example, we see that the apostle Paul had more joy when he was imprisoned in Rome. Decât avea Nero în palatele lui regale. Than Nero had in his palaces. Pentru că din nou, fericirea este o condiție lăuntrică. Because again, happiness, joy is an internal condition. Deci haideți în seara aceasta să ne uităm la acest subiect special. So let's look at this special topic tonight. Pe care l-am intitulat milă și fericire. Which I've entitled Mercy and Joy. Ne vom uita la această temă din două perspective. We'll look at this topic from two different viewpoints. Prima este cerința pentru fericire. The first is the requirement. The requirement for happiness. Și a doua este compensația din fericire, the reward. The reward, dacă vrei. The reward, the compensation of happiness. Deci prima, cerința pentru fericire. So what are the requirements for happiness? Ce se cere ca să fim fericiți? What do we need in order to be happy? De data aceasta ni se cere milă. This time we see that we need to be merciful. Să ne uităm la această cerință din patru direcții. So let's look at mercy from four different directions. Prima direcție este definirea cerinței. So the first, let's define mercy. Și ne vom uita, o să o definim biblic. Vrem să acoperim cât se poate de mult. And let's define it biblically, of course. We'll try to define it as best we can. Și o să o definim din șapte poziții distincte. And so we're going to look to define it from seven different positions or directions. Prima poziție din care trebuie să ne uităm la milă este pasiune. The first position that we need to look at mercy from is passion.
Ajută pe cineva și fie-ți milă de cineva. Help somebody and have mercy towards somebody. Nu din aroganță. Not out of arrogance. Nu din mândrie. Not out of pride. Nu din abundența lucrurilor pe care le ai. Not to show off the abundance of the things that you have. Nu din faptul că nu te găsești în condiția acelei persoane. Not just because you personally don't find yourself in the condition that someone else is in. Dacă vrei să arăți milă, but if you want to show mercy, arăți pasiune. You show passion. Pui inimă. You put your heart into it. Te uiți la semenul tău, you look at your brother or sister, și te proiectezi pe tine în situația lui. And you imagine yourself in their situation. Și pentru că dacă ai fi într-o situație similară, ai zice, dacă ar avea măcar milă cei de lângă mine. And since if you were in that same situation, you would think to yourself, and if the people around me would have a little bit of mercy towards me. Dar acum ești în afara acelei circumstanțe. But now you find yourself outside of that situation. Și de ce trebuie să pui inimă pentru semenul tău? And that's why you put your heart into it. You put your heart into the situation that your fellow man finds themselves in. Deci dacă cineva vrea să știe ce este mila, so if somebody wants to know what mercy truly is, primul lucru pe care trebuie să-l știe este că milă înseamnă pasiune. The first thing that we need to take note of is that mercy means passion. Pui inimă. You put your heart in it. Al doilea este performanță. The second is performance. Nu este suficient doar să ai atitudine, vai săracu, mi-e milă de el. It's not enough to just have that attitude of, wow, I'm so sorry this person is in that situation. Trebuie performanță. You need performance. Adică well. Acțiune. So you need action. Mila se vede în acțiune. You see mercy in action. Dacă puteți să puneți pe ecran Iacob 2 cu 15 la 16. Ne uităm și vedem acolo cum lucrează mila. Let's see how mercy works. Iacob 2, 15 la 16. James 2, 15 through 16. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele. So if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food. Mai departe. Și unul dintre voi le zice. And one of you says to them. Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Go in peace, be warmed and filled. Fără să le dea cele trebuitoare trupului, la ce le-ar folosi? But you don't give them the things needed for the body. What good is that? Aia nu este milă. That's not mercy. Alea sunt povești goale. Those are just empty words. Milă înseamnă performanță. Mercy means action. Acțiune. Performance. Du-te și lucrează. Go and work. Altfel, cuvintele tale de milă valorează zero. Otherwise, your merciful words are equal to nothing. 3. Third. Milă pe lângă pasiune și performanță. For mercy, besides passion and performance. Înseamnă prudență. Also, we look at it in prudence. Mila biblică nu ne cere să fim niște oameni neînțelepți. Biblical mercy doesn't ask us to be unwise. De cine trebuie să fie milă? Who are you supposed to have mercy towards? De toți oamenii? Mercy towards all people? Da, de toți oamenii. Yes, all people. Însă mila practică, but the practical side of mercy, nu însemnează să ajuți încurajând pe cineva să trăiască mai departe cum vrea. Doesn't mean encouraging somebody to continue living the way that they're living. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, I remember years ago, a venit la biserică un domn. There was a man who came to church. Haide să-i spunem John. Let's call him John. Nu-i Lucas, John. It's not John Lucas, but we're just calling him John. Și la sfârșitul serviciului divin, and at the end of the service, a venit la mine și mi-a spus, domnule pastor,
He came to me and said, "Pastor, eu nu sunt un om credincios ca dumneavoastră. I'm not a man of faith like you. Dar sunt un om flămând. But I'm a hungry man. Dorm pe stradă. I sleep on the street. Și n-am unde să locuiesc. And I don't have a place to live. Vă rog să mă ajutați cu ceva." Please help me with something. I-am dat ceva să aibă ce să mănânce în seara aceea și unde să dormă în seara aceea. I gave him something to have to eat that night and somewhere to sleep. Duminica viitoare iar a venit. The next Sunday he came again. Iar a venit la mine la urmă. He came to me at the end of the service again. Iar am vorbit cu el. I spoke to him again. De data aceasta i-am dat de la biserică un mic ajutor ca să aibă unde să stea două, trei zile și să mănânce. And this time we helped him through the church to be able to stay somewhere for a few days and have something to eat. Cealaltă duminică iar a venit. Third Sunday he came again. Și la urmă iar a venit la mine și a spus: "Părinte, mi-e foame." And after the service he came to me and said again, I'm hungry. Și am spus: "Domnul John, vrem să te ajutăm cum trebuie." And I said, "Mr. John, we want to help you the way you need to be helped." Uite, vorbesc cu niște frați din biserică care lucrează în construcție, să te ia cu ei la lucru. I'm going to speak to some of the people in our church who have construction jobs or work in the construction industry, and they'll give you a job and take you with them. Vei sta cu ei acolo la site-ul unde lucrează. You're going to stay with them where they're working. Așa o să ai unde să dormi. So you'll have a place to sleep. Și o să ai și ce să mănânci. And you'll also have what to eat. Și mi-a zis așa. And he told me. Domnule pastor. Pastor. Eu sunt homeless. I'm homeless. Și eu vreau să rămân homeless. And I want to continue being homeless. Și eu n-am venit în țara aceasta să-mi spună cineva ca dumneavoastră unde să stau și ce să fac. And I didn't come to this country so that someone like you can tell me where to go and what to do. Am scăpat de comunism care tot timpul ne-a spus ce să facem. I escaped communism where I was always told what to do. Iar aici în America nu vreau să-mi spună nimeni ce să fac, nici chiar un judecător. So here in America I don't want anybody telling me what to do, not even a judge. Du-te cu Domnul. I said, okay, well then go with God. Nu mai poți să ajuți un astfel de om și să ai milă dacă nu vrea să fie ajutat. So sometimes you can't help a person like this who doesn't want to be helped. De aceea în milă trebuiește și prudență. So that's why we need to have or to be prudent in mercy. Pentru că ajutorul nostru nu vrem să fie un ajutor degeaba. Because we don't want our help to be wasted. Mila noastră nu vrem să fie disprețuită și călcată în picioare. We don't want our mercy to be trampled by people who don't appreciate it. 4. 4. Fericii de milostivi. Ce înseamnă milă? What does mercy mean? Milă înseamnă preț. Mercy means a price. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mila e costisitoare. Mercy is expensive. Uitați-vă la bunul samaritean. Puneți pe ecran, vă rog, Luca 10. Let's look at the good Samaritan from Luke chapter 10. De la versetul 33. From verse 33. Deci este acest om care este bătut, jefuit, furat și lăsat aproape mort. You know the story. This is a man who was beaten, robbed, and left for dead on the side of the road. Preotul și levitul care au trecut pe acolo l-au ocolit. The priest and the Levite who passed by on the road went around him. Dar a venit un străin, un samaritean. But there came a stranger, a Samaritan. Și omul acesta, primul lucru pe care l-a arătat, care a fost? And what is the first thing that this man did? I s-a făcut milă. It says that he had mercy on this man who was beaten. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. But a Samaritan as he journeyed came to where he was and when he saw him he had compassion. Versetul 34. Deci următorul. S-a apropiat de ea, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el.
He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Și apoi versetul 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei. I-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Frați și surori, doamnelor și domnilor, brothers and sisters, a avea milă înseamnă preț. Having mercy means paying a price. Omul acesta a avut inimă de simțit. This man had a heart that felt for the man. A avut ochi de văzut. He had eyes to see him. A văzut timp de dedicat acestui caz. He spent his time taking care of him. Și a folosit banii pe care i-a avut ca să ajute. And he used his personal money to help this man. Milă înseamnă cost, preț. Because mercy means paying a price. Milă nu înseamnă vorbe goale. Mercy isn't just empty words. Mi-e milă de tine, dar nu te pot ajuta cu nimic. I feel so bad for you, but I can't help you with anything. Așa m-ai ajutat, am scăpat de toate. Wow, you helped me so much. Apoi, în al cincilea rând, milă înseamnă plăcere. Fifth, mercy means pleasure. Pleasantness. Roman 12:8. Romans 12:8. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. Or whoever shows mercy, let him do it with cheerfulness. Deci nu facem milă murmurând. So we don't show mercy and then complain. Nu facem milă bolborosind. We don't show mercy and then we're unhappy about it. Facem milă cu plăcere, cu bucurie. We show mercy with cheerfulness. Domnul Iisus Hristos, vorbind în vechime prin profeți, when the Lord Jesus spoke in the Old Testament through the prophets, pentru că aduceți-vă aminte ce spune Sfântul Apostol Petru, because remember what the Apostle Peter says. Profeții din vechime vorbeau când în ei erau mișcați de Duhul lui Hristos care vorbea prin ei. That the prophets, when they spoke of old, they spoke when they were moved by the Spirit of Christ. Spunea aceste cuvinte Iisus Hristos în vechime. And Jesus spoke these words in the Old Testament. Prin profetul Ieremia. Through the prophet Jeremiah. Mă voi bucura să le fac bine și nu rău. I will rejoice to do good for them and not evil. Mă voi bucura să am milă de ei. I will rejoice in having mercy on them. Milă înseamnă plăcere. Mercy means pleasantness. Dacă faci un lucru, fă-l cu bucurie. So if you do something, do it with a happy heart. România au un proverb și l-a făcut de așa de mântuială. Romanians have a saying, he did it just to have it done. Nu numai să fie făcut. No, not just to have it done. Bucură-te că ai putut face un bine. But rejoice that you were able to do something good. Bucură-te că ai putut să ai milă de cineva. Be happy that you were able to show mercy to somebody. Bucură-te că ai putut să ridici pe cineva. Be happy that you were able to lift somebody up. Bucură-te că prin ce ai făcut ai dat speranță cuiva. Be happy that through what you did you gave somebody hope. 6. 6. Milă înseamnă preocupare. Pursuit. Mercy means pursuit. Caută ocazii să faci bine. Look for opportunities to do good. Da, caută ocazii să faci bine. Yes, look for opportunities. Nu trece pe lângă semenii tăi când trebuie să te uiți în ochii lor, uitându-te în altă parte. Don't pass by your brothers and sisters when you should be looking them in the eye, but you're looking somewhere else. Nu trece pe lângă necazul cuiva spunând nu-i pentru mine. Don't pass by somebody who's in need and say it's not my business. Să vă dau un exemplu. Let me give you an example. Frate Claudiu, puteți pune pe ecran acum Brother Claudiu, can you put on the screen ce mi-ați arătat pe bancă?
a venit mesajul acesta pe care vi-l arată acum. Ia uitați-vă acolo. O mamă cu 9 copii. A father with 9 kids. Father? Nu văd bine de aici. Help for a widowed father of 9 in Romania. Tată, nu prea se întâmplă. Tată cu 9 copii. A father with 9 children. Este acolo posibilitatea de a ajuta. Here's an opportunity to help. Te-a trimite într-un cont care, dacă luați informații acolo, este o posibilitate să binecuvântăm. An opportunity to bless this family financially. Pentru că milă înseamnă preocupare. Because mercy means pursuit. Cauți să faci bine. When you actively look to do good. Așa cum David a zis, oare mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate, cu o milă, ca a Domnului? Just as David said, is there anybody left of Saul's household so I could show them mercy, so I could show them goodness? Da, împărate, am găsit pe unul. Yes, king, we found somebody. Dar e o log. But he's handicapped. E o povară să-l aduci pe lângă tine. He would be a burden if you brought him here. Ce a zis David? What did David say? Aduceți-l aici, la mine, la curte. Bring him here to my court. Va mânca la masa mea. He will eat at my table. În fiecare zi va sta la masă cu mine. Every day he will sit at the table with me. Va fi ca unul dintre copiii mei. And he'll be like one of my children. Da. Caută ocazia. Seek out opportunities. Fii preocupat. Let this be a preoccupation, a pursuit of your life. Și apoi, cel de-al șaptelea aspect al milei. And the seventh aspect of mercy este promptitudine. Is promptitude, promptness. Trebuie să fii gata oricând să faci milă. You need to be ready at all times to show mercy. Evanghelistul Luca, când redă predica de pe munte, Luke, the evangelist, when he gives a retelling of the Sermon on the Mount, el este singurul care adaugă următorul aspect. He's the only one who adds the following part. Nu că adaugă de la el, dar el reține de la cei care i-au redat prin cercetare istoria. Not that he added of his own, but he focused on this aspect from the people who told him the story of the Sermon on the Mount. Pentru că știți că el, când scrie și Faptele Apostolilor, spune după ce am cercetat cu deamănuntul. Because just as he wrote the book of Luke and the book of Acts, he said after I searched diligently all these items. Am scris ceea ce scriu. Then I wrote what I'm telling you. Așa că studiind predica de pe munte, so studying the Sermon on the Mount, Luca 6:36 spune, Luke 6, verse 36 says, fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Be merciful, just as your Father also is merciful. Asta înseamnă promptitudine. This means promptness. Dumnezeu este prompt. Our Lord is prompt. Și dacă avem chipul Lui în noi, and if we bear His image in us, și noi trebuie să avem promptitudine. We also need to be prompt. Trebuie să fim gata să facem bine, ready to do good, și nu rău, and not evil, gata să fim miloși, ready to be merciful, și nu răzbunători, and not vengeful, gata să binecuvântăm, nu să blestemăm, ready to bless and not to curse. Apoi, următorul aspect din definirea acestei mile. So the next aspect, as we define biblically what it means to be merciful, distingerea din cerința pentru milă. The distinction of in the requirement. In the requirement of mercy. A fi milos nu înseamnă tolerarea răului. To be merciful doesn't mean that you tolerate evil. Și a fi milos nu însemnează lipsă de pedeapsă. And to be merciful does not mean an absence of punishment. Din milă trebuie să existe pedeapsă. Out of mercy, it's a necessity that punishment comes. Este foarte delicat ce vă spun eu acum. This is something very delicate what I'm telling you right now. În Statele Unite, în unele state, nu în toate Statele Unite, in some of the states here in America, funcționează pedeapsa cu moartea.
we still have capital punishment. Este crud să omori pe cineva. It's a crude thing to take the life of a human being. Și de obicei acolo unde este pedeapsă cu moartea, and usually when you're in a place where they have capital punishment, se anunță mâine la ora 12 și un minut după miezul nopții va fi executat persoana cu tare. They make an announcement tomorrow at 1 minute after 12, this person will be executed. Și dacă urmăriți știrile, veți vedea ce vă spun acum de fiecare dată. And if you follow the news, in these kinds of situations, you will see what I'm telling you right now. În jurul închisorii unde are loc condamnarea aceasta și pedeapsa, around the prison where this punishment is going to take place, veți vedea grupuri care demonstrează împotriva pedepsei capitale. You will see people demonstrating against capital punishment. Și cu lozinci care spune pedeapsa cu moartea este cruzime. And you will have people with banners and slogans saying that capital punishment is evil. Curtea Supremă trebuie desfințată. The Supreme Court needs to be annulled. Mai ales că acum ne-a binecuvântat și a desfințat avortul. Especially now after they struck down Roe versus Wade. Și să se renunțe la pedeapsa cu moartea pentru că este cruzime. And there's this call to end capital punishment because of how crude and harsh it is. Dar ce vă spun eu acum este foarte, cum am spus, foarte sensibil. So again, what I'm telling you now is probably pretty sensitive. Și aș vrea să ascultați cu atenție ca să nu mă înțelegeți greșit. And so please pay attention so that I'm not understood wrongly. Oamenii aceștia care demonstrează împotriva pedepsei capitale, the people that demonstrate against capital punishment, ei practic se poartă cu cruzime cu victima și cu rudele victimei. They in essence are showing crudeness to the victims of the person who's about to be executed. Deci acolo este cruzime. That is actual crudeness, evil, harshness. Cine ia în seamă durerea celor care pune-te în locul acolo, este fiul tău, este fiica ta, este soțul tău, este soția ta, este copilul tău care a fost omorât? Who is taking into consideration the victims and the families of the victims that this person took the life of, and put yourself in their shoes. Try to imagine what it would be like. Nu este plăcut să vorbești de lucrurile acestea. It's not something that's easy to talk about. Dar a fi milos nu înseamnă a fi tolerant la rău. Because being merciful does not mean tolerating evil. Și nu înseamnă lipsă de pedeapsă. And it doesn't mean that there's an absence of punishment. Puneți pe ecran 1 Samuel 15 cu 33. Let's look at 1 Samuel chapter 15 verse 33. Și uitați-vă la acest aspect. And let's look at this next aspect. De la unul dintre cei mai speciali profeți ai lui Dumnezeu. From one of the greatest prophets of the Lord. Samuel l-a luat la întrebări pe Saul. Samuel went and asked Saul a couple questions. De ce nu l-ai omorât pe Agag? Why didn't you kill King Agag? Nu ți-a poruncit Domnul să nimicești tot ce întâlnești în drum? Didn't God command you to kill everyone you came across? Și profetul Domnului. And the prophet of God. Spune, adu-l pe Agag încoace. He says, bring Agag to me. Și acum nu spun scuzați-mă ce vă citesc, ci spun deschideți-vă mintea la ce spune cuvântul Domnului. So forgive me for what I'm about to read. No, don't forgive me. Don't forgive me. I'm saying so that this opens our minds. Samuel a zis, Samuel said, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, as your sword has made women childless, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. So shall your mother be childless among women. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului. And Samuel hacked Agag to pieces before the Lord in Gilgal. Este greu să citești așa ceva. It's hard to read something like this. Despre oamenii lui Dumnezeu. About the people of God. Despre profeții care sunt în
lista celor mai faimoși oameni al lui Dumnezeu din toate timpurile. About the prophets who are among the most well-known people of God of all time. Pentru că aduceți-vă aminte de lista din Evrei 11. Because remember the list of the heroes of the faith from Hebrews chapter 11. Acolo spune și nu mi-ar mai ajunge timpul să vă vorbesc despre Samuel, despre Iefta, despre David, despre Daniel. Where he says I wouldn't have enough time to speak about Samuel and Daniel and Jephtha and Samuel. Samuel a fost un mare om al lui Dumnezeu. Samuel was a great man of God. Mare om al lui Dumnezeu. Great man of God. Dar ne-a arătat că milă nu însemnează să fii slab de inimă. But he showed us that having mercy does not mean having a weak heart. Dacă vrei să înțelegi care este distinția între mila biblică și mila adevărată, and if you want to understand what is the distinction between biblical mercy and true mercy, deci nu tolerarea răului, so it doesn't mean tolerating evil. Nu lipsă de pedeapsă. It doesn't mean an absence of punishment. Te uiți în cuvântul Domnului la Samaritianul milostiv. You look at the Good Samaritan and how he showed mercy. Și v-am arătat cum a arătat milă. And we already went over that passage. Deci te uiți la Samaritian. So we look at the Good Samaritan. Și doi, cel mai mare. And two, the greatest of all. Te uiți la Salvatorul. And you look at our Savior. Jesus. Jesus. 9:27 Matei. Matthew 9:27. Doi orbi au venit la el. Two blind people came to Jesus. Imediat Iisus și-a făcut milă de ei. Immediately Jesus had mercy on them. Pentru că au strigat după el: Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi. Because they shouted after him: Jesus, son of David, have mercy on us. Matei 15:22. Matthew 15:22. Femeia sirofeniciancă. The Syrophoenician woman. Iisuse, fiul lui David. Jesus, son of David. Ai milă de mine. Have mercy on me. În fiecare zi am probleme. I have problems every single day. În fiecare zi mă doare inima. Every single day I have this pain in my heart. În fiecare zi trebuie să plâng. And every single day I need to cry. Văzând pe fiica mea muncită de un rac. Seeing that my daughter is filled with this evil spirit. Ai milă de mine. Have mercy on me. Îndurându-te de fiica mea. By having mercy on my daughter. I s-a făcut milă la Iisus? Did Jesus show mercy? Vă întreb, s-a făcut milă? I ask you, did he show mercy? A vindecat-o? Did he heal her? A vindecat-o. Yes, he did. Apoi Matei 17:15. Matthew 17, verse 15. Vindecarea unui demonizat. The healing of a demon-possessed man. Părintele acesta și-a adus copilul la Iisus. This father brought his son to Jesus. Fiul meu suferă cumplit. My son is suffering. Se aruncă în foc. He throws himself in the fire. Știu că asta nu e de la el. I know that this is not him doing it. Se aruncă în apă să se nece. He throws himself in water so that he would drown. Nu poate vorbi. He can't speak. Nu se poate apăra. He can't defend himself. Este muncit de un drac. He's filled with an evil spirit. Dacă poți, fă-ți milă. But Lord, if you can, have mercy on him. Poate Iisus să aibă milă? Can Jesus have mercy? Avem un Dumnezeu milos. We have a merciful God. Un Dumnezeu milos. A merciful God. Glorie lui. Praise God. Deci distingerea din cerință. So the distinction in the requirement este aceasta. Is this. Nu confunda mila cu toleranța răului. That we don't confuse showing mercy with tolerating evil. Nu confunda mila cu lipsa de pedeapsă. We don't confuse showing mercy with not showing or having punishment. Ci uită-te la Samaritianul milostiv. So instead we look at the Good Samaritan and how he showed mercy. Și uită-te la Salvatorul Iisus. And we look at our Savior Jesus Christ. Următorul lucru pe care vreau să-l observăm. And the next thing that we need to take note of. Este disprețul pentru milă. Is a disparaging disdain for mercy. Sunt oameni care disprețuiesc mila. There are people who show disdain for mercy. Sunt unii lideri care nu vor să vadă necazul nimănui. There are some leaders who choose not to see the turmoil that people are facing. Este problema noastră dacă punem astfel de lideri. It's our own problem if we elect or choose these kinds of leaders. Apoi sunt oameni răi care disprețuiesc mila. Then there are evil people who
disdain mercy? De ce sparg casele oamenilor? Why do they break into people's homes? De ce fac crime oribile? Why do they perform horrible crimes? De ce fură? Why do they steal? De ce blastămă pe Dumnezeu? Why do they curse God? Sunt oameni răi. They are evil people. Apoi sunt unii oameni bogați care disprețuiesc mila. But then there are also wealthy people who disdain showing mercy. N-o spune Iisus Hristos? Didn't Jesus himself say it? Nu era bietul Lazar și bolnav și abandonat de toți și singur la poarta acestui bogat? Wasn't poor Lazarus poor, sick and abandoned at the gateway of this rich man? Și aștepta să primească ceva? And he waited and waited to receive something. Dar n-a primit. But he never received a thing. Însă lucrurile s-au schimbat în împărăția lui Dumnezeu. But in the kingdom of God, things were turned around. Aduceți-vă aminte ce spune Iisus, pentru că el vorbește ca unul care știe ce vorbește. Remember what Jesus said, because he knows what he is speaking. Pentru că el vede în lumea cealaltă. Because he saw into the next world. Și a văzut cazul despre care vorbește. And he saw this case of Lazarus. Pentru că ce spune el nu este o pildă. Because what he was saying wasn't a parable. În pildă nu avem nume de oameni niciodată. In parables we never see Jesus giving the names of actual people. Dar aici Iisus Hristos dă numele cuiva. But in this situation Jesus gives the name of Lazarus. Dacă la bogatul acesta i-a fost greață de Lazar, că era bubos și bolnav și amărât. If this rich man was disgusted with Lazarus because he was sick and he had sores, ar fi vrut să aibă măcar această bucurie. He could have had at least this joy. În iad unde ajunsese. In hell where he ended up. Să-și moie Lazar degetul în apă. He wanted Lazarus to dip his finger in water. Și să vină deasupra mea și să-mi picure în gură un picur de apă. And to come to me, this rich man was saying, and to at least have one of those drops fall into my mouth. Da, nu ți-e greață de degetul lui Lazar? But aren't you disgusted by Lazarus's finger? N-o să te tem că o să faci hepatită. You're not afraid that you're going to contract hepatitis? Nu, că în iad îl arde și moare virusul. No, because in hell, obviously, the virus is burned off. Dar vedeți, lucrurile se schimbă. But we see how things are turned around. Și apoi, în disprețul pentru milă, sunt oameni care refuză pur și simplu să fie miloși. And in their disdain, there are people who just refuse to show mercy. N-au milă pentru soție, n-au milă pentru soț, n-au milă pentru copii, n-au milă pentru nimeni. They don't have mercy on their wife, on their husband, on their children, or on anybody else. Au un eu atât de mare. They have an ego that is so large. Gata să explodeze în fiecare clipă. It's ready to blow up at any moment. Și de aceea explodează des. And so it blows up often. Și se poartă ca niște tirani. And they behave as tyrants. Următorul aspect este dezvoltarea cerinței pentru milă. And then the next thing that we're going to look at is the development of the requirement for mercy. Cum putem să devenim miloși? How can we become merciful? Sunt două aspecte. We'll look at two things. Primul este Scriptura. The first is Scripture. Și al doilea este suplicația. And the second is supplication. Adică este cuvântul și cererea. In other words, it's the word of God and then making a request. Dacă nu studiezi cuvântul Domnului, if you don't study the word of God, ca să vezi cum trebuie să fie caracterul omului, in order to see what the character of a person needs to be like, și dacă nu ceri lui Dumnezeu să te îmbrace cu o virtute de felul acesta, and if you don't ask God to clothe you with this kind of virtue, n-o să le ai. You will not have them. Și n-o să se dezvolte în tine. And these things won't naturally develop in you. Și aceste două aspecte de creștere, and these two different aspects of growth, îți mai ofer unul. I want to add something else to them. Observ în jur. Observe as you look around. Dacă ai văzut că ai avut nevoie cândva să fii înțeles, if you remember that at some point you needed to be understood,
și să fie ajutat. And to be helped. Și cineva să aibă milă de tine. And for somebody to have mercy on you. Nu este mare filozofie. It's not something that's crazy philosophical. Nu trebuiește studii universitare. You don't need to go study this at university. Îți trebuiește numai bun simț. You just need common sense. Fii milos. Be merciful. Și învață să fii milos. And learn to be merciful. Și apoi cel de-al doilea aspect legat de de milă este compensația din fericire. And then the second thing that we need to look at is the compensation of mercy or of joy. Sunt cel puțin trei aspecte în această compensație cu care concludem. There are three parts when we speak about compensation for mercy that we're going to go over tonight. Primul este compania care beneficiază de milă. First is the company that benefits from mercy. Aici în cuvintele lui Iisus spune căci ei vor avea milă. Jesus says for they will be shown mercy. Este o companie, o mulțime, a crowd. There's a crowd, there's a company, there's a group of people. Poți să fii în mulțimea aceasta. And you can be in this crowd of people. Vrei să fii în mulțimea aceasta? Do you want to be in this group of people? Sau îți place evanghelia numai teoretică? Or do you just want a gospel that's theoretical? Proverbe 11 cu 17, dacă puneți pe ecran. Proverbs 11:17. Omul milostiv își face bine sufletului său. A man who is kind benefits himself. Dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. But a cruel man hurts himself. Omul milostiv își face bine lui. The man who is kind benefits himself. Lui. Himself. Și apoi, țineți minte acest aspect. And then remember this as well. Mila, ca și celelalte fericiri, mercy, just like the other beatitudes, nu sunt roade ale Duhului în noi. They're not the fruit of the Spirit in us. Nu sunt daruri spirituale They're în noi. They're not spiritual gifts. Ci sunt parte din caracterul nostru creștin. But they are a part of our Christian character. Sunt daruri pe care trebuie să le lucrăm noi înșine. They are the fruits that we need to work in us personally. Trebuie să ne obligăm să le avem. And we need to oblige ourselves to have and to show these characteristics. Trebuie să le cultivăm. We need to cultivate them. Deci compania care beneficiază. So the company of people who benefit from mercy. Al doilea aspect este clarificarea care trebuie făcută. The second is the clarification that needs to be made. Și în această privință vă rog să mă ascultați cu multă atenție. And on this point again, please pay close attention. Popular se spune următorul lucru. We hear people often saying the following. Dacă ești milos aici pe pământ, if you're merciful here on earth, va fi milos și cu tine Domnul la judecată. God will be merciful with you at the judgment. Este nedrept. But that's not true. Este nebiblic. It's not biblical. La judecata lui Dumnezeu. When we're at the judgment of God, nu este milă. There is no mercy. Nu este milă. There is no mercy at the judgment of God. Pentru că Domnul are numai două judecăți. Because the Lord has two different judgments. Pentru biserică este o judecată de analiză a lucrării tale sau mele pentru el. So when he judges the church, he's analyzing the good deeds that we have performed or done for him. Ca să ne răsplătească. In order to reward us. Asta e judecata bisericii. This is the judgment of the church. Și a sfinților. And of the righteous people. Nu este cu privire dacă vei intra în împărăția lui Dumnezeu sau nu vei intra. It has nothing to do with whether you're going to get into heaven or not. Ca să zică, hai că mai pun de la mine și intri. He's not saying, come on, I'll put a little bit of mercy from me and you can come into heaven. Și a doua judecată pe care o are Dumnezeu, and the second judgment that God has, este judecata finală de la sfârșitul mileniului. Is the final judgment at the end of the millennium. Toate cărțile au fost deschise. All the books were opened.
Și toți morții care n-au vrut să creadă în El au înviat. And all the dead who had not believed in the Lord were raised up. Unde ați citit că unul din ei a zis, no, hai că pe ăsta-l iau? Where did you ever read that it was said that, okay, one of these, I'll take him? Toți vor fi aruncați în lacul de foc și pucioasă. Everyone toți will be thrown into the lake of fire. Pentru că la judecată Dumnezeu de data aceasta este drept. Because at this final judgment, God is only just. Deci mila din fericire este aici. So mercy can be found here. Asta clarificare trebuie să o avem cu toții. We need to understand this clarification, all of us. Nu este milă la judecata divină. There is no mercy when we stand before the Lord in judgment. Dacă spune mila va birui judecata, if we say mercy will conquer judgment, se referă la următorul lucru. It's referring to the following thing. Dacă eu am fost milos față de semenii mei, that if I had mercy on the people around me, când îmi vine rândul să stau în fața lor ca să aibă milă de mine, when it's my turn to stand before my brothers and sisters for them to have mercy on me, mila va birui judecata lor. That then mercy will overcome their judgment. Și noi ne facem milă de tine. We'll have mercy on you too. Știți de ce? Pentru că mila de care vorbim noi, because the mercy that we're speaking of, este în realitate principiul semănatului și seceratului. When we speak about mercy, we're talking about the principle of sowing and reaping. Pentru că tocmai acest al treilea lucru cu care concludem este caracterul. Because it's all about this final third point which we're going to conclude with, character. Cine va primi milă? Who will receive mercy? Cine a făcut milă? The person who showed mercy. Când va primi milă? When will they receive mercy? Poate astăzi. Maybe today. Poate mâine. Maybe tomorrow. Nu știi ce se întâmplă în viață? You never know what's going to happen in life. Și ai nevoie de milă. And when you're going to need to be shown mercy. Poliția îți va face milă de tine. The police will have mercy on you. Frații își vor face milă de tine. Your brothers and sisters will have mercy on you. Vecinii își vor face milă de tine. Your neighbors will have mercy on you. Câtă milă vei primi? How much mercy will you receive? Câtă ai arătat? As much mercy as you have shown. Cu ce măsură ai ajutat? With whatever measure you helped, cu acea măsură vei fi ajutat. With that same measure you will be helped. Ferice de cei milostivi. Blessed are the merciful. Că cei vor avea parte de milă. Because they will be shown mercy. Și cine este milos, and whoever is merciful, face bine sufletului său. Does something good for himself. Frații mei, nu pot conclude mai bine decât spunând aceste cuvinte. And brothers and sisters, I can't conclude better than saying these following words. În fiecare zi Dumnezeu are milă de noi. God has mercy on us every single day. Credeți lucrul acesta? Do you believe this? Nu ne face după faptele noastre. He doesn't treat us according to our deeds. Nu ne face după păcatele noastre. He doesn't treat us according to our sins. Nu că tolerează păcatul. Not because he tolerates our sin. Dar ne acoperă mereu în sângele Domnului Iisus Hristos. But because he covers us time and time again in the blood of Jesus Christ. Deci Dumnezeu nu este un zbir. So the Lord isn't there with a whip. Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Our God is merciful. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos. Our God is merciful. Și atunci, and so it follows, ceea ce ne trebuie și nouă, that what we need, știți ce este? Do you know what it is? Să ne fie milă de noi înșine. To have mercy on us. Cum? How? Cine are milă de semenul lui? Whoever has mercy on the people around them, are milă de sufletul lui, is showing mercy to himself. Haideți să fim miloși cu noi înșine. Let's be merciful towards ourselves. Amin. Amen. Și atunci ne va merge bine. And then it will be good for us too. Ne ridicăm în picioare. Let's stand.
Și pentru că ne lipsește mult, să ne rugăm Domnului să aibă milă iertându-ne. And because we lack in so many areas, let's pray that the Lord will show us mercy. Ne rugăm cu toții Domnului. Let's all pray together. Hallelujah.